Povestea despre care vom discuta astăzi, câțiva ani în urmă, a uimit întreaga lume. În ciuda tuturor avertismentelor și greutăților, eroina episodului de astăzi s-a decis să adopte un copil, care, după spusele medicilor, urma să moară. Prițela Morsch din Nashville, împreună cu soțul ei, David, aveau trei copii frumoși, unul dintre care avea un defect cardiac și sindromul Down. Femeia întotdeauna a considerat că datoria ei este de a ajuta copiii abandonați și, în mod regulat, dona bani în fondul copiilor nevoiași. Dar viața ei s-a schimbat radical după ce a văzut postarea despre un băiețel neobișnuit din Bulgaria. Totul consta în aceea că micul Ryan pe atunci avea 7 ani și în loc să aibă o copilărie fericită, el era nevoit să se plimbe prin diferite spitale. Nimeni nu voia să-l adopte pe băiat, iar pozele sale îi speriau pe potențialii părinți adoptivi. Puțini oameni ar dori să-l adopte pe micul Ryan și de aceea el nu știa ce înseamnă dragostea și afecțiunea părinților. Nu se știe cum ar fi continuat viața acestui bebeluș dacă prițela nu s-ar fi oprit la postarea publicată pe internet. Informându-se mai mult despre viața copilului, femeia a aflat că, având doar 4 kg, Ryan avea o paralizie cerebrală, scolioză, decalaj în dezvoltare și multe altele. Atunci prițela a înțeles că nimeni cu excepția ei nu-l va adopta pe micul Ryan. Bineînțeles că ea urma să ducă o conversație dificilă cu soțul ei David, deoarece pe lângă responsabilitatea de a avea grijă de micul Ryan, ei vor trebui să acorde atenție și celorlalți copii. Îmi amintesc că i-am arătat lui David pozele cu Ryan și reacția lui plăcut m-a uimit. David s-a informat despre istoria copilului și a spus că iubirea și, cel mai important, banii vor fi suficienți pentru toți, iar Ryan într-adevăr merită atenție și iubire. Răspunsul soțului a fost atât de decisiv încât în câteva zile cuplul și-a cumpărat bilete de avion și au plecat în Bulgaria pentru a face cunoștință cu Ryan. Când prițela și David au intrat în orfelinat, inima lor a început să bată foarte tare, deoarece acolo erau atât de mulți copii care aveau nevoie de atenție, însă asta a fost doar începutul, deoarece urma să facă cunoștință cu Ryan. Merită de remarcat faptul că medicii clinicii pentru copii au rămas șocați de faptul că cineva s-a decis să-l înfieze pe un băiat care nu avea nicio șansă la viață. Când cuplul l-au văzut pe băiat, ei au crezut că medicii au greșit și le arată un alt copil, deoarece el arăta ca un schelet. Ryan pur și simplu nu se putea mișca singur, nu avea mușchi pe corp și avea o mărime asemenea unei mâini de adult. În plus, medicii spuneau că Ryan nu are nicio șansă de a supraviețui și nicio persoană normală nu ar dori să înfieze un copil bolnav. Însă, în ciuda vorbelor și avertismentelor, cuplul a făcut o alegere. În acel moment, starea copilului era una gravă și părinții imediat l-au dus la clinica din orașul lor, unde până și cei mai buni medici nu știau cu ce să înceapă. În primul rând, medicii au atras atenția la faptul că din cauza lipsei de grăsime sub piele, corpul lui Ryan era acoperit cu păr, care îl ajuta să se încălzească, iar pielea era aproape albă. După mai multe investigări, medicii au aflat că băiatul suferă de nanism și microcefalie, iar picioarele lui erau atât de mici și slabe încât nu se putea ține pe ele. Copilul mânca cu ajutorul unor tuburi. Apoi medicii au aflat că Ryan are sindromul de realimentare, care foarte mult îngreuna introducerea alimentelor în organism. În timp ce medicii încercau să facă viața lui Ryan mult mai ușoară, prițela de asemenea suna toate serviciile sociale pentru a obține un ajutor financiar, însă toți spuneau că el nu mai poate fi salvat. Și cât de ciudat n-ar suna, dar prima lună în noua familie a devenit cea mai bună din viața copilului, respins de toți. Cât de greu nu a fost, dar medicii și părinții au reușit să-l readucă la viața normală. Succesul recuperării ulterioare depindea doar de părinții iubitori. Sărind puțin mai în față, voi spune că doar datorită iubirii și dragostei, starea lui Ryan a început să se normalizeze. Un an mai târziu, greutatea băiatului a început să crească, iar după 7 ani, el a început să vorbească și chiar să facă primul progres în mișcare. Recompensa pentru prițela pentru toate eforturile a devenit zâmbetul recunoscător. În plus, după ce a intrat în noua familie, Ryan a încetat să mai plângă, iar restul copiilor cu plăcere petreceau timpul cu dânsul. Acum Ryan este un băiețel vesel. Privind la el, este greu de crezut că nu cu mult timp în urmă viața lui se afla în pericol. Desigur că va fi nevoie de mult timp pentru ca băiatul să se adapteze complet la noua viață, dar părinții nu se lasă bătuți și luptă în continuare pentru viața lui. Împărtășind experiența sa cu întreaga lume, femeia încurajează și pe alți oameni să adopte copiii mai speciali. Deoarece privind la Ryan, care nu avea nicio șansă de viață, putem înțelege că iubirea și dragostea de părinți l-au ajutat să
revină la viață. Fiecare dintre noi merită să fie fericit, însă Ryan merită de două ori. Prieteni, voi ce părere aveți despre decizia cuplului din Nashville de a adopta un copil grav bolnav? Scrieți-ne în comentarii, iar dacă v-a plăcut episodul de astăzi, atunci rupeți butonul de like și împărtășiți istorioara cu alte persoane. Pe curând!